Dar nu știam că va ieși cu o bandă așa neagră din două secole de ocupație rusească a Sarabiei. Și deci n-am întârziat, bă, a ieșit când trebuia. E culoare de la baloanele alea care le-am iat. Deci Vlad zicea că de ce a făcut așa târziu? Nu am întârziat, exact. A venit la rapt cu o carte, care e carte studită, documentată. Și deci, dacă să ne referim că la bibliotecă, un om care stă prin bibliotecă, care trece prin bibliotecă, muncește în bibliotecă, poate și scoate foloase din colecția bibliotecii. Eu mă mândresc cu Frișcu că pentru toate cărțile care le-a scris, am asistat la majoritatea din ele, dar toate le-am citit, bineînțeles. Vreau să zic că atunci când împreună cu Eugenia am lansat volumul Caleidoscop pe enciclopedic, eu am zis că pe cartea aceasta ar trebui pus o etichetă, această carte este foarte utilă și poate stimula creativitatea. Această carte, nu eticheta aceasta ar trebui, poate stimula mândria de limbă, poate să-mi prospecteze într-un fel cine ești, de unde vii, pentru că începând cu cele mai antice vremuri până în prezent este o selecție extraordinară. Sunt și eu cu omul cărții și aceste semne imediat le pun acolo unde prima dată aud ceva, descoper ceva într-o carte. După importanță, culori, deci înainte scrieam, acum în jele de cărți se editează puține și în număr puțin de exemplare, de aceea mulțumesc celor care au inventat postitul și colorat. Vreau să zic că m-a bucurat nespus această carte. Merită să fie multe, mai multe, așa cum a spus și domnul Ion Ciocanu, așa cum a spus și Vlad. Niciodată nu strică, dar poate că se vor mulți cei care vor crede. Dar, cu atâta înverșunare, cum zicea Vlad, cu atâta înverșunare, mă mir de poporul nostru, care atâta lume, pe parcurs de secole, oameni străini neamului, ne convin că suntem români, ne convin că limba noastră este română, că noi până la urmă să zicem, eu grăiesc în limba moldovenească, moldovenească, cum scria în poezie Grigore Mieră, cu apostrof după O, deci și încă cu grafie chirilică. Este strigător la cer. Dar ce se face dacă intru în partidul și dacă comuniștilor, mă gândim că socialiștilor,